Deoarece se apropie cu pași repede sărbătorile pascale, Cristian Hârșovu, consilier local în comuna Izvorul Bârzii, sprijinit de secretarul de stat Bogdan Simcea, dar și de echipa tinerilor social-democrați din Mehedinți, a organizat o amplă acțiune de ecologizare în cimitirul comunei. Conștientizând că de important este să trăim într-un mediu curat, consilierul local, Cristian Hârșovu, a fost mereu implicat în comunitate. De aceea a demarat această amplă acțiune de ecologizare, la care a participat secretarul de stat Bogdan Simcea, dar și echipa TSD Mehedinți, coordonată de președintele Alexandru Cojocaru. Eu când am venit aici preot, Cristi m-a ajutat foarte mult. Și o să te ajute în continuare. Pentru că, exact cum a spus mai devreme, o să fie aproape de dumneavoastră și sperăm să reușim să facem lucruri bune aici, pentru că numai împreună putem să rezolvăm. Consilierul local Cristian Hârșovu a dat încă o dată dovadă de grijă și implicare față de comunitatea din comuna Izvorul Bârzii, fiind prezent la acțiunea de ecologizare. Acesta s-a organizat exemplar, întrucât a reușit să strângă la această acțiune un număr mare de voluntari. Astăzi ne-am hotărât împreună cu tineri din localitatea noastră să facem curățenie în cimitirul din satul Izvorul Bârzii, pentru că mi se pare un lucru normal și firesc ca în preajma sărbătorilor pascale să trecem la biserică și pe la cimitirul, unde se odihnesc bunicii și străbunicii noștri. Am avut o acțiune de curățenie aici în cimitirul din satul Izvorul Bârzii, împreună cu domnul secretar de stat Bogdan Simcea și cu mai mulți membri de la PSD Mehedinți. Această acțiune de ecologizare nu a fost aleasă întâmplător pentru a se desfășura în cimitirul comunei, deoarece se apropie cu pași repede sărbătorile pascale, iar credincioșii obișnuiesc să meargă la cimitir pentru a pomeni memoria persoanelor trecute în neființă. Preotul din Izvorul Bârzii le-a fost alături și a apreciat extrem de mult această inițiativă, deoarece tinerii au înțeles atât importanța bisericii în viețile lor, cât și cea a mediului înconjurător. Este un lucru de lăudat și de apreciat că tinerii înțeleg importanța bisericii în viața lor și că biserica nu este doar pentru cei în vârstă. S-a văzut că se mișcă aici niște lucruri, s-a văzut că încercăm cu tot sufletul și cu toată dragostea noastră să facem aici ce este mai frumos și ce este mai bun, să facem așa cum trebuie ca pentru Dumnezeu. Și iată că și ei au venit în sprijinul nostru și mulțumesc în primul rând domnului Liviu Mazilu pentru susținere și domnului Cristian Hârșovu, fiu al acestor locuri, fiu al bisericii noastre Izvorul Bârzii și este prezent în biserică. Ori oamenii care sunt prezenți în biserică văd tot ce se face și automat se trezește în ei conștiința și singuri vin și ne spun că vor să ne ajute și să facem împreună lucruri frumoase. Tinerii social-democrați au venit cu forțe proaspete și au curățat deșeurile pentru ca mediul înconjurător să poată să respire din nou. Cetățenii au fost la rândul lor mulțumiți de inițiativa tinerilor de a curăța deșeurile din curtea bisericii și din cimitir, pregătind-o astfel de sărbătorile pascale atunci când va fi gazdă noaptea de înviere pentru cetățenii comunei. Cinste lor! Și preotului nostru și mulțumim că l-a adus Dumnezeu la noi la biserică foarte bine. Mulțumim lui Hârșov că el e cu acțiunile. Bine, ce să facă, să mai mediul ăsta înconjurător, nu mai e poluat, nu mai, ce să vă spun, foarte bine acțiunile ăștia. E foarte bună acțiunea. E foarte bine că îi îndemnați la curățenie. Grija față de mediul înconjurător stă în puterea fiecăruia dintre noi, iar respectul față de natură și un mediu sănătos de viață face legătura dintre comportamentul nostru și generațiile viitoare.